Domenica 22 aprilie, la ora 10:05 minute, un tânăr de 25 de ani din comuna Pericei, în timp ce conducea autoturism pe DN1H prin orașul Șimleu, Silvania, accidenta grav o femeie de 80 de ani care se deplasa pe trecerea de pietoni marcat și semnalizat corespunzător. În ciuda eforturilor depuse de medici, la ora 10:52 de minute, victima a decedat. Șoferul a fost testat cu alcool testul, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție. Dacă sunt martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, e-mail zaleotv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742073833. Iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.